Sute de români au stat la coadă la Bacău pentru a semna contractul de înscriere în Planul Simion. Deși evenimentul a început la ora 18, oamenii au format cozi până aproape de miezul nopții din dorința de a-l sprijini pe George Simion în cursa electorală pentru prezidențiale, cu speranța ca lucrurile să se schimbe în România. Liderul AUR a criticat și posibilii săi contracandidați la alegerile prezidențiale, spunând că nu își dă seama care sunt planurile concrete cu care vor veni acești în fața românilor. Este 10 fără un sfert și pentru cei din presa care este miluită. Haideți, domnul președinte! Știu! Uite ce de lume! Doamne ajută! Să fiți alături de noi, indiferent de oră, rămân aici până la semnarea ultimului contract din Planul Simion. Vă mulțumim că sunteți aici și semnez cu fiecare român, pentru că promisiunile politicienilor în ziua de azi nu mai înseamnă 2 lei. Românii au fost păcăliți, românii au fost prostiți, așa că eu semnez cu fiecare român un contract prin care mă oblig să duc la bun sfârșit cele 200 de măsuri din Planul Simion. Eu pun ceva pe masă, concret, contraziceți-mă dacă în momentul în care statul pune la dispoziție gratuit terenul, autorizațiile și se ocupă să fie utilități trase până în fața blocului, nu e posibil să construim cu 500-600 de euro metru pătrat. Contraziceți-mă, dar românii care sunt afară și am venit aici la Bacău să semnăm contracte de la ora 18 și ceva și este aproape ora 10 și încă n-am terminat, probabil ajung la ora 12, nu vă mai cred pe voi, cei care sunteți plătiți de PNL, să spuneți că Planul Simion este planul Caritas. Planul Simion este o speranță pentru românii care au fost sărăciți de către voi, nenorociții din clasa politică de 34 de ani. Avem mai mult de jumătate din Românie care spune că trăiește în sărăcie. Avem o țară bogată cu români săraci. Eu nu mai vreau ca românii mei să fie săraci. George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor și candidatul partidului la alegerile prezidențiale, a fost până acum la București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, Oradea, Târgu Mureș, Suceava, Bihor și Mureș pentru a semna contracte de înscriere în Planul Simion cu românii. Periplul său va continua însă și în alte județe ale țării. Liderul AUR a mai spus că dacă va avea susținerea oamenilor, atunci va reuși să implementeze măsurile din Planul Simion.